Zilele culturii urbane au început vineri la Suceava. Deschiderea evenimentului a avut loc la Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj, Uzina de Apă, acolo unde vor avea loc majoritatea manifestărilor incluse în programul celei de-a patra ediții. Anul acesta, tematica zilelor culturii urbane este problematica identificării, protejării și valorificării patrimoniului arhitectural românesc din afara granițelor țării. Patrimoniu cultural definit ca produs al comunităților românești din foste teritorii românești sau constituite pe teritoriile altor state în diverse conjuncturi istorice. Filiala Nord-Est a Ordinului Arhitecților din România propune o atenție deosebită asupra patrimoniului din Ucraina și Republica Moldova, țări care se învecinează cu județele constituente ale filialei, dar și din Bulgaria sau alte țări în care există comunități românești. Programul manifestărilor începe vineri cu celebrarea aniversării a 100+3 ani a Uzinei de Apă, vernisarea expozițiilor Patrimoniul Arhitectural Românesc din afara granițelor țării și Anuala de Arhitectură Iași 2013. Conferința cu tema Patrimoniul Arhitectural Românesc din afara granițelor țării s-a deschis de asemenea vineri, cu prima sesiune fiind urmată de piesa de teatru Fata din Curcubeu, o premieră în România prezentată la ora 19 pentru invitați. Ziua de sâmbătă, 8 august, este dedicată integral lucrărilor conferinței cu tema Patrimoniul Arhitectural Românesc din afara granițelor țării, iar concluziile și sintezele vor fi prezentate de arhitectul Șerban Țigănuș, președintele Ordinului Arhitecților din România. Duminică, 9 august, este ziua porților deschise la Uzina de Apă Suceava. Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj va fi deschis pentru publicul larg, iar seara acesta va putea participa și la piesa de teatru Fata din Curcubeu, jucată a doua oară. Biletul costă 35 de lei, iar rezervarea se poate face prin e-mail uzinadeapa@gmail.com sau la telefon 0230-551-263. Miercuri, 12 august, ziua în care se împlinesc exact 103 ani de la darea în folosință a Uzinei de Apă Suceava, în 1912, va fi vernisată și prezentată pentru public expoziția anuală de arhitectură Iași 2013.